gen. Da, ceva din era prost, dar bine că nu ies. Arată pașaport, că doar trebuie să am și pașaport. Aveți mesaj pentru deputați, probabil. Pentru deputați, pentru societate din Republica Moldova. Deputații și de vânduți și sunt niște hoți, nu sunt deputații. Dar ce o să rezolve armata NATO? O să vă aduc semnături? Nu, sau protestul de azi nu are ținta asta? Nu. Noi protestăm și în privința la armata, noi cerem armata NATO pentru că se rezolvă întrebarea noastră cu Transnistria. Chiar și cu băiatul acela care l-a fost omorât. Numai armata NATO poate să rezolve toate întrebările astea. Dar azi e ultima zi când mai puteți obține semnături. Noi, da, noi cerem, noi azi o să cerem semnături la deputații care, la alianță, cred că, la alianță, la deputații comuniști, nu avem șansă. Eu vreau să am semnăturile de la 15 deputați. Dar ai obținut măcar o promisiune, încă ceva? N-am promis nimic. Și ieri eu tot am prosetat la fata Ministerul de Agricultură și acolo tot am cerut semnăturile de la 15 deputați și ce la comunism, de la alianță, dar nu vor ei. Și... Dar cum ți pare legea asta care obligă? Legea asta nu există la legea organică, nu există la Constituție, numai de anul 2000, a schimbat legea asta, a pus punctul 6. Înainte era punctul 5. Legea organică nu este. Și la anul 2000 a pus legea organică. Probabil pentru a elimina persoanele incomode. Da, deci acolo a scris că trebuie semnăturile, prin legea organică trebuie 15 semnăturile și trebuie certificat de la ospital, dar originalul de la Constituție n-a spus nimic pentru semnăturile de la 15 deputați. Și acum au contestat? A scris, eu nu pot să spun acum, dar cred că se mai contestat la Constituție, la Curtea Constituțională. Să vadă dacă legea e constituțională. Da, dacă e constituțional. Mulțumesc. Și astăzi o să protestați? Da, așa ceva. Eu am stat aici. Cerem noi cerem semnăturile, dar 15 tot așa. 15 deputați. Fiecare zi, ordinarii moldoveni au probleme. Dar oamenii azi nu știe. Și atunci cum au fost alea? Există mare problemă la noi aici. Noi vrem să rezolvăm problema asta. Candidat care Partidul Comunist a înaintat ieri, cum așa, Leonid Tarmaș, da, ce-i cu el? A fost prezident la Banca Națională, când comunistul era la putere. Acolo el a furat, Și n-ai încredere în el? Deloc. Pentru ce? Că el sponsorul Partidul Comunist. Da. Cu banii noștri, care el a furat acolo la Banca Națională. Da. Pentru ce? Așa ceva, țara așa, nu știu ce problem cu țara așa. Noi vedem unica soluție de a ieși țara din criză, de a resta toate conturile lui Vladimir Voronin, care la dânsul s-au constatat de 8 miliarde de euro al fiorului Oleg Voronin. Și unica soluție de a ieși din criză, de a resta toate conturile și de a scoate țara din pericol. Numai asta e unica soluție, eu o văd. Alta eu nu o văd.